Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara împreună cu procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Timișoara, pun în aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliară în județul Timiș într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc și efectuarea de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără drept și fără a deține autorizație. Din cercetări a reieșit că începând cu anul 2022 și până în prezent, 16 persoane ar fi deținut și comercializat în mod repetat cannabis, cristal, cocaină, MDMA și alte droguri de risc, mare risc și substanțe psihoactive către consumatori din județul Timiș. Pe parcursul investigațiilor au fost documentate 37 de asemenea tranzacții. Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Timișoara. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română și de către Biroul Tehnic și de Criminalistică din cadrul DIICOT. Acțiunea se realizează cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, precum și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Glad Voievod Timișoara. Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.